Toată cinstea să fie a Domnului. Poporul Domnului, în această seară vom citi din nou din carte. În cercetarea vieții împăraților lui Israel, în predicile acestea biografice, al cărui scop este să învățăm cum s-au purtat oamenii aceștia înaintea Domnului, pentru că de fapt viețile lor înseamnă Scriptură, înseamnă Biblie. În seara aceasta am ajuns la împăratul Iosia. Despre el se scrie în 2 Împărați, capitolul 22, și în 2 Cronici 34. O să citim de la 2 Cronici. Și în 2 Împărați și în 2 Cronici, viața lui este explicată pe parcursul la două capitole. M-am uitat la ceas și m-am gândit dacă să citim un text scurt sau să citim tot ce scrie despre ei. Oricum, timpul e prea scurt să acopere predica despre el, așa că am ales să citim tot textul, fiindcă citind din Biblie mă gândesc că vom avea folos. Așa că vă rog să deschideți la 2 Cronici 34 și o să citim împreună despre ce spune Dumnezeu despre acest mare bărbat. Vă rog să stați în picioare, frați și surori. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipurile cioplite și de chipurile turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfărâmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalim. În cetățile lui Manase, lui Efraim și lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astarteei și chipurile cioplite le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. S-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu pe care îl strânseseră leviții, păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel și de la tot Iuda și Beniamin și de la toți locuitorii Ierusalim. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrărilor în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului, iar ei l-au dat împlarilor și zidarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricase împărații lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor, erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviți din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut feluri de lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, dregători și ușieri. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului, dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofetului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea. Și când a dat socoteală împăratului, a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privegheatorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Abicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorii împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a citit. Că
căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Ilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce avea de spus, ea le-a răspuns. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine, așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâia altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorului Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim, apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-a abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Iosia a prăznuit Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. A pus pe preoți în slujbele lor și i-a îmbărbătat la slujba casei Domnului. A zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului: puneți chivotul sfânt în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveți să-l mai purtați pe umeri. Slujiți acum Domnului Dumnezeul vostru și poporului său Israel. Pregătiți-vă după casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris David, împăratul lui Israel și fiul său Solomon. Luați-vă locurile în sfântul locaș după feluritele case împărătești ale fraților voștri, fiii poporului, și după înșiruirea caselor părintești ale leviților. Jertfiți paștele, sfințiți-vă și pregătiți-le pentru frații voștri întocmai după cuvântul Domnului rostit prin Moise. Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre, număr de 30.000, toți pentru Paște, și 3.000 de boi, aceștia au fost luați din averile împăratului. Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului, preoților și leviților. Hilchia, Zaharia și Ehiel, mai mari casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru Paște 2.600 de miei și 300 de boi. Conania, Shemaia și Natanael, frații săi, Hașabia, Ieiel și Iozabad, capii leviților, au dat leviților pentru Paște 5.000 de miei și 500 de boi. Astfel s-a întocmit slujba și preoții și leviții și-au luat locul după cetele lor, după porunca împăratului. Au jertfit Paștele. Preoții au stropit sângele pe care luase din mâna leviților și leviții au jupuit vitele de piele. Au pus deoparte ardele de tot ca să le dea cetelor, caselor, părintești ale oamenilor din popor, ca să le aducă Domnului, cum este scris în cartea lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. Au fier Paștele la foc după o rânduială și au fier lucrurile sfinte în cazane, căldări și tigăi și au împărțit în grabă la tot poporul. Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoți, căci preoții fiului Aaron au avut treabă până noaptea cu aducerea jertfelor de tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviții pentru ei și pentru preoți fiului Aaron. Cântăreții fiului Asaf
stăteau la locul lor după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Heman și lui Iedutun, văzătorul împăratului. Ușierii de asemenea erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci frații lor leviți au pregătit cerea pentru ei. Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului după porunca împăratului Iosia. Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea azimilor 7 zile. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. O să mai citesc încă o dată versetul 18. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunii din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paștele ca cele pe care le-a prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea. După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis Sol să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care e cu mine ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Megido. Arcașii au tras asupra împăratului lui Iosia, și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă că sunt greu rănit. Slujitorul l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au dus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și a ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele din tâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, scumpii mei, vă rog să vă așezați. În ultimile zile am avut o boală, un virus și o slăbiciune fizică, de aceea mă resimt încă și în această seară, dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și sănătos. Am cam obosit citind cuvântul. Scumpii mei, am găsit de bine să citesc toată această prezentare a lui Iosia din carte, pentru că este bine să ne aducem aminte de ce spune Biblia în legătură cu oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem provocați să învățăm de la oamenii din lume, cu reputație, cu faimă, însă Dumnezeu ne cheamă să învățăm de la oamenii din Biblie. Nu vom învăța de la ei dacă nu le cunoaștem istoria, dacă nu o repetăm pentru noi și pentru copiii noștri. Iosia este al 16-lea împărat. El este nepotul lui Manase și fiul lui Amon, sau strănepotul lui Ezechia, nepotul lui Manase și fiul lui Amon. Străbunicul lui Ezechia a fost un om de ispravă, un om sfânt și evlavios. Bunicul lui și tatăl lui au fost doi oameni fără caracter. Așa cum citim în carte, observăm că Iosia a ajuns împărat în tinerețe, în fragedă copilărie, dat fiind faptul că numai după 2 ani, la vârsta de 24 de ani, după 2 ani de domnie, la vârsta de 24 de ani, a murit tatăl lui. Și în virtutea descendenței monarhice, el a ajuns împărat. Ceea ce este impresionant este faptul că omul acesta, în momentul în care a ajuns împărat, au trecut câțiva ani și a început să facă reformă în țară. Spuneam cu prilejul binecuvântării de copii cu câteva duminici în urmă că viața lui din punct de vedere al lucrurilor pe care le-a făcut se împarte în câteva etape. 8 ani, 16 ani,
20 de ani, 24 de ani. Tânărul acesta a început să facă reformă în țară. Și Scriptura ne spune că reforma pe care el a făcut-o a fost o reformă atât de profundă încât niciunul dintre împărații lui Iuda nu a mai făcut așa ceva. Un lucru care m-a impresionat este faptul că el a dispus să se repare casa Domnului pentru că era stricată de împărații lui Iuda. Cu alte cuvinte, un împărat al lui Iuda a pus pe meșteri, pe meseriași, să repare casa lui Dumnezeu pentru că împărații de dinaintea lui au stricat-o. Dar ce au avut împărații lui Iuda cu casa Domnului să o strice? Cum se poate împărații lui Iuda să strice casa Domnului? Pentru că ei erau căpeteniile poporului. Ei conduceau națiunea. De ce a fost atâta diferență între împărații de dinaintea lui și el, încât unii au stricat-o și altul a reparat-o? Aveau același oficiu, împărat. Încă un lucru care m-a impresionat este faptul că înainte să existe primul împărat, Saul, și apoi David, Solomon și ceilalți, nu s-a mai ținut Paștele Domnului cu atâta strictețe biblică ca și în vremea acestui împărat. De ce anume niciun împărat n-a mai ținut Paștele ca și el? Ce anume l-a determinat pe Iosia să cinstească pe Domnul împlinindu-i cuvântul? A făcut lucrul acesta pentru ce motiv? De ce un copil care ajunge împărat și mai apoi 20-24 de ani ajunge să păzească Paștele cum nici David nu l-a păzit? Zice Biblia că de la Moise până la Samuel și de la Samuel până la el, Paștele nu s-a mai păzit niciodată așa. Ce fel de inimă a avut acest tânăr? De ce a fost el așa de responsabil? De ce l-a iubit el așa de mult pe Domnul? A avut exemplu unui bunic pur și simplu depravat, Manase, și al unui tată rău, Amon. Probabil că el a văzut într-o oarecare măsură complotul și moartea tatălui său. Avea 8 ani când s-a întâmplat asta. Probabil că a rămas marcat de complotul în care tatălui a fost ucis de proprii lui servitori, în casa lui. Poate că a fost în casă copilul acesta și a văzut totul, sau o parte din scena aceasta. N-am de unde să știu ce s-a întâmplat mai mult decât spune raportul Bibliei, dar vreau doar să vă spun că omul acesta a fost un om de excepție. A făcut lucruri pe care nu le-a mai făcut niciun alt împărat. De unde a găsit el resurse de responsabilitate, de iubire, de dăruire, de pasiune pentru Domnul și pentru casa lui? Frații mei scumpi, lucrurile pe care vreau să le mai menționez încă o dată, le-am mai spus de câteva ori aici, este faptul că un om care îl iubește pe Domnul, este imposibil să nu iubească casa Domnului. Dacă auziți pe cineva că se afișează iubindu-l pe Domnul și nu iubește casa lui Dumnezeu, să nu-l credeți. Cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu, indiferent cine o păstorește, indiferent cine o dirigează, indiferent cine este la ușă, indiferent cine este într-o parte sau în alta, casa lui Dumnezeu merită iubită nu pentru păstor, cum îl cheamă, că astăzi este unul, mâine altul, nu pentru că e dirijor, astăzi unul, mâine altul, nu pentru că e comitet, astăzi unul, unui altul, că viața omului și a păstorului și a dirijorului și a comitetului e scurtă, dar casa Domnului este veșnică. Cine îl iubește pe Domnul, iubește casa Domnului fără să țină cont de aspecte umane, care sunt așa cum sunt oamenii. Omul acesta a dispus să se repare casa Domnului. Cel mai mare bine pe care un om ar putea să îl facă unui alt om este să-i repare casa și să-i o facă bună de locuit. Ce bine ai putea să-i faci unui om care cade casa pe el decât să-i spui: omule, vreau să îți remodelez casa, pe din afară și pe dinăuntru. Să-ți o mobilezi cu tot ceea ce ai nevoie ca să trăiești în ea bine, higienic, tu și copiii tăi. N-ai ce bine mai mare să-i faci decât să te îngrijești de casa lui. Ei, omul acesta a vrut să-l slujească pe Domnul. Și atunci a spus așa: eu pe Dumnezeu nu-l pot iubi că e în cer, dar casa lui e pe pământ. Și atunci
o să fac pentru Dumnezeu ceva ce este în lumea mea umană. Dumnezeu nu e pe pământ, că dacă ar fi pe pământ, aș face ceva pentru El, dar El e în cer, eu nu pot merge acolo, dar casa lui Dumnezeu e pe pământ. O să îi împodobesc casa, pentru că în felul acesta îl împodobesc pe El. O să se bucure de lucrul acesta. Omul acesta a făcut ce se putea face pentru Domnul. I-a împodobit casa, i-a reparat-o. Când un om face ceva pentru biserică, și acum mă refer la clădirea bisericii, numai Dumnezeu îi cunoaște motivația, dar în ceea ce mă privește pe mine, ca om și păstor, eu îmi asum că face în cinstea lui Dumnezeu și îl respect pe omul acela. Orice osteneală, orice dărnicie, indiferent ce slujbă făcută, ca această casă, din punct de vedere administrativ sau spiritual, să fie mai împodobită, să fie mai reprezentativă, să fie mai plină de slavă, de calitate, toate acestea, eu le văd ca pe un lucru cu care oamenii aceștia, poporul acesta, se închină lui Dumnezeu. E imposibil să-L iubești pe Dumnezeu, pe care nu-L vezi, și să-I neglijezi casa în care stai, în care te încălzești și în care, permiteți-mi expresia, te răcești, dacă este cald afară fiind vară. Asta înțelegem din Biblie și este real. Apoi, observăm că omul acesta, în momentul în care a găsit cartea, și-a rupt hainele. El nu și-a rupt hainele de bucurie că s-a găsit cartea. El și-a rupt hainele pentru că în cartea aceea era rostit un blestem pentru națiunea lui. Și și-a rupt hainele de frică, de îngrijorare și de durere. Și a spus așa: mergeți la proroc și întrebați pe Domnul pentru mine. Era acolo secretarul, logofătul, preotul și poporul, dar nimeni nu și-a rupt hainele decât el. De ce din toți numai el și-a manifestat durerea? Pentru că numai el avea durere, clar. Dar de ce numai el avea durere din toți? Pentru că inima omului, a unuia e credincioasă, a unuia e indiferentă, a unuia e nepăsătoare, a unuia e necredincioasă. Oamenii sunt diferiți, cum sunt diferiți în înălțime și în alte aspecte. Sunt diferiți și în credincioșie. Erau toți acolo, dar nu toți aveau inima la fel. Și Scriptura ne spune că el a reacționat când s-a citit din carte. Frații mei, este greu să mai fii atent când se predică din Biblie după 30 de ani de pocăință. Pentru că dacă se citește textul despre Zacheu, ce ar mai putea să spună cineva nou într-o predică despre Zacheu, când până acum probabil că ai ascultat 50 de predici despre Zacheu? Niciun predicator nu mai poate să spună nimic nou. Și dacă lași carnea să te conducă în jumătatea de oră, vei căsca, te vei gândi la alte lucruri și nu vei primi nimic. Trebuie să te disciplinezi foarte mult ca să asculți cuvântul, că totdeauna Dumnezeu îți spune ceva nou. Altfel, te vei simți plictisit că după o viață de ascultat Biblia, știi Biblia. Cine mai vrea să mai vadă încă a 10-a oară un muzeu pe care l-a vizitat de 9 ori? Ce rost are să te mai duci în el? Că aceleași lucruri pe care le-ai văzut de 9 ori, tot acolo sunt. Păi te plictisește. Ai fost curios prima oară, un pic a doua oară, dar a 10-a oară? Oamenii lui Dumnezeu, pocăința este și o caznă. Caznă înseamnă o muncă grea, o disciplină profundă, o implicare a voinței vecină cu neputința. Băiatul acesta, tânărul acesta, tânărul acesta bărbat a fost un om de excepție. A iubit casa lui Dumnezeu, pentru că cine îl iubește pe Domnul nu-i poate neglija casa și cine îl iubește pe Domnul nu-i poate neglija cartea. Este imposibil cineva să nu respecte cartea asta în timp ce îl respectă pe cel care a scris-o. E absolut imposibil. Dacă cineva îți trimite o scrisoare și te roagă să faci un lucru și nu respecti omul care ți-a trimis scrisoarea, vei neglija scrisoarea. Dar dacă vei respecta pe expeditor, adică pe cel ce ți-a trimis scrisoarea, tot ce a scris el devine o obligație. Dacă soția îți trimite un bilet și spune: dă-i la omul ăla $200 repede, îți explic eu când ne întâlnim de ce, scos portofelul și dacă 200 mai ai, 200 îi le dai. De ce? Păi biletul vine de la nevastă, de-aia. Nu vreau să spun că îl conduce nevasta pe bărbat cu asta. Am vrut numai să spun că l-a trimis cineva important. Că poate fi invers, soțul trimite biletul. Frații mei dragi,
Textul acesta se pretează la predici multe, nu una singură. Am vrut numai în seara aceasta să amintesc două, trei gânduri și prin aceasta să spun următorul lucru. Și Iosia, și eu, și dumneata trăim o singură dată. Fiecare dintre noi avem o anumită zestre genetică cu care ne-am trezit când ne-am născut, mai bună sau mai rea. Pe lângă zestrea asta genetică, dobândită, adică felul nostru de ființă, viteza de reacție a sistemului nervos, temperamentul, cum spun oamenii de știință, există și caracterul pe care noi ni l-am format ca oameni prin sistemul de educație care s-a manifestat asupra noastră. Ei, așa se face că la vârsta asta suntem un anumit fel de oameni. Permiteți-mi să vă întreb, ce fel de oameni suntem? Există riscul să fim conduși de ambiții, de egoism, de mândrie și de multe alte lucruri, că suntem oameni și omul e rău în inima lui și nu-i mare lucru dacă e așa cum am zis mai devreme, ambițios, mândru și răutăcios, că așa e de felul lui. Dar dacă se pocăiește și se pocăiește cu adevărat, prin nașterea din nou și prin maturizare spirituală, Dumnezeu îl îndreaptă, îl corectează și în procesul vieții spirituale îl duce la neprihănire. Dacă moare în starea asta, ferice de el. Dacă nu moare în starea asta, vai de el, pentru că veșnic va suferi. În seara aceasta, uitați-vă la exemplul acestui bărbat și acceptați faptul că a fost un om de excepție, dar n-a fost din întâmplare. S-a silit să fie așa, a făcut efort să fie așa, s-a disciplinat. Vă cer în această seară să vă gândiți că aproape că ni s-a epuizat viața și zilele care ne-au mai rămas, în primul rând că-s grele, că se apropie bătrânețea și în al doilea rând sunt grele datorită faptului că sunt specifice sfârșitului. Să nu vă lăsați, să vă întăriți, să vă îmbărbătați și să aveți grijă de ce vorbiți, să aveți grijă de ce faceți, să aduceți calitate în viața dumneavoastră, că nu mai e mult și se întoarce stăpânul. Și el ne va răsplăti după faptele noastre și după fiecare cuvânt, folositor sau nefolositor, Dumnezeu ne va răsplăti sau ne va judeca. Să ne ajute stăpânul să se vorbească cândva și despre noi ca despre Iosif, adică ca despre oamenii lui Dumnezeu. Să stăm înaintea Domnului și serviciul divin în această seară să-l încheiem cu rugăciune.